Da, este păcat că am avut destule ocazii, trebuia să fructificăm măcar una. Mi-aduc amintea aia lui George, cred că n-a văzut că a intrat adversarul. I-am dat și eu una lui Cicâldău, dacă o lovea, eu cred că era gol. Dar asta este, e bine că am arătat atitudine și sper să facem și noi rezultate puțin mai bune. Că eu cred că meritam cel puțin un egal astăzi. Ce s-a discutat acum în vestiar? Ce v-a zis între voi? Hai să ținem capul sus, să muncim la fel cum am făcut-o până acum, pentru că suntem pe drumul cel bun. Mai avem mult de muncă, dar păcat, suntem foarte frustrați că, v-am spus, meritam măcar un punct. A fost dezamăgirea mare după înfrângerea de Muntenegru. Bănesc că era mai mult la psihic decât la partea fizică. Da, normal, pentru că e greu. Când ultima oară țin minte că i-am bătut la ei acolo și acum să ne bată 2-0. Dar asta este, trebuie să ne gândim acum la Finlanda și să dăm tot ce avem mai bun, să sperăm să facem un rezultat pozitiv. Suporterii la gard acolo ce v-au zis? Nu, i-am aplaudat, au aplaudat și atât am văzut eu, am plecat.